Aștept să mă întrebați. Da, este prima oară când votez anul acesta. Abia aștept să pun pliculețul în urnă. Generația noastră este un pic diferită și observ cât mai des că tinerii din generația mea nu sunt fascinați și nici măcar nu se documentează. Ei nu mai au încredere în politicienii din zilele noastre, în ceea ce se spune la televizor. Ar trebui să tragem un semnal de alarmă pentru toți tinerii și să-i facem să creadă din nou, să urmărească și să știe că au făcut alegerea bună și trebuie să se ducă la vot. Odată cu votul tău, decizi și viitorul tău, dar și viitorul altor oameni. Este un om determinat, care are niște viziuni nemai întâlnite la alți politicieni până acum. A fost plecat în America și s-a întors în România cu viziune și un gând de a schimba ceva. Mulți nu au studiile necesare, nu au viziunea necesară, dumneavoastră le are pe amândouă. Este apropiat de generația noastră, înțelege generația noastră și își dorește să facă ceva pentru ea. Acum în campanie, nu. Nu cred că are timp să doarmă, să mănânce. Se mișure doamne Mariana zilnic. Am învățat de la dumnealui că este o diferență foarte mare între șef și lider. Șeful este cel care dă indicații, liderul este cel care lucrează cot la cot cu oamenii din spatele lui, iar eu cred că este un lider, nu un șef.